Da. Am muncit la problema asta, pentru că ce rămâne? După tot efortul ăsta, cu ce rămâne? Care au fost punctele importante în problemă? Trebuie să înțelegem că la geometrie nu merg lucrurile așa foarte simplu. Mm. Am mai spus-o și altă dată. Geometria plană este cea care trebuie să fie șnur știută. Și poate într-una din lecții mă gândesc să fac o trecere în revista întregii părți la geometria plană. Adică ce aș vrea să luăm? De la probleme care știm, cu triunghi, cu relații metrice. Când? Haideți să ne gândim când e miercuri au examen. Miercuri au examen. Da. Și luni sunt la română. Bine. Pe ce luni sunt pierduți. Duminică îi trebuie bine înainte de română, că altfel i-a pierdut cu da, tot. Da, da, da. Dar când? Ce stabilim când? Marți. Marți. Marți n-ați vrea să recapitulați voi mai formulele și atât? Da. Ți le aveți proaste? Săptămâna asta, cum ai fost. Săptămâna asta, bine. Eu... Joi sau vineri? Spuneți voi. Mâine la geometrie. Să facem o dată algebră, o recapitulare pe algebră. Da. Mâine și o zi, o recapitulare pe geometrie. Dar nu numai aia în plană, și în spațiu. Da, dar eu insist. Păi mâine la algebră și păi mâine la geometrie. Sau invers, ca să încheiem cu ce mai ușor. Și sâmbătă la... Și sâmbătă și ne-aș face lucrurile. După aceea terminăm cu tot. Da, da. Deci să... Facem duminică, dar sâmbătă... Se uită la tine... Sunt săraca că ea ce zice, băi, eu luni am numai română, când mă duci? Da, da. Mică, în fiecare zi faci și tu dacă... Dar așa faci, luăm mai mult. Așa. Deci ce vă propun? Să trecem în revistă lucrurile importante, așa cum profesor se pregătește, să zicem, pentru un examen definitivat, grad și așa mai departe, și pune, trece în revistă întreaga materie. Aș putea sâmbătă de la două? Dumneavoastră? Nu pot. Nu puteți să vă sunt foarte tare. De la cât ați putea să vă dăm? Da? Mâine. Mâine, hai să... Dar trebuie mai mult, nu două ore. Și ei se razmoază. Nu mai pot iția. Facem o dată 3 ore algebră și 3 ore geometrie. Și în astea două, mâine, miercuri și joi, reușesc să trec în revistă. Da? Deci vreau să punem partea teoretică, suportul teoretic, așa, să trecem în revistă peste tot. Adică, mă întorc aici la problemă și spun așa. Cu ce ne alegem de aici? Care au fost lucrurile pe care le-am repetat? Nu mai e problema asta. Mai întâi, a fost vorba de un iudietru. În mai multe rânduri am avut și problema anterioară cu iudietru. Deci unghiul diedru este unghiul format de două semiplane. Ele s-au intersectat și pe unghia aceea comună a lor. Și cum spune că unghiul în general este format de două semidrepte, întâlnirea două semidrepte, așa spune și două semiplane. Iar a măsura unghiul deschizătura dintre ele înseamnă găsi pe unghia comună, nu un punct, și acolo ducem un plan perpendicular. Acel plan perpendicular se intersectează cu cele două, după două drepte. Altfel spus, în fiecare cele două drepte trebuie să ducem perpendiculare, în fiecare dintre cele două plane, perpendiculare pe unghia comună. Cum a fost aici? VA era unghia comună a planelor VAB, nu, V-A-B, da, și V-A-M. Da, V-A-M, chiar comună. Și acum, toată problema era asta, ca pe toată muchia, așa, asta, să localizăm un punct, încât, prin punctul acela, să ducem un plan perpendicular pe V-A. Da? Deci un plan perpendicular. Planul acela perpendicular a fost M, R, B. M, R, B. Am arătat de perpendicular. Ei, cum? Cum
să-l localizez eu pe toată partea asta, pe toată munchia asta, pe partea pe dreapta comună a lor. Aici e povestea cea mai dificilă. De aceea am intuit, pentru început, că din mână, dacă aș coborî perpendicular la planul V, A, M, asta ar fi o dreaptă, iar din B în planul V, A, M, ar fi cealaltă dreaptă. Și ele ar forma, cele două drepte, ar forma tocmai planul acela perpendicular pe care munchia V, A, unghiul dietru, acelor două plane. Asta va indica unghiul dietru, acelor două plane. Unghiul M, R, V. Corect. Ei, dar munca desfășurată pentru acest lucru n-a fost deloc ușoară. Întâi și întâi, am încercat în prima fază să găsim pe M, R ca mărime și să și pe R-A, în final, aici ne-am dus prin prima variantă numele la R-A, ca să verificăm Pitagora pe două căi. Și să putem arăta că B-R e perpendiculară pe V-A și că M-R e perpendiculară. Și ne-am împotmolit pentru că a fost calculul foarte greu. Am abandonat. Dar foarte ușor a fost să folosim punctul anterior și de fiecare dată. În probleme, când veți vedea A, B, C, D, se avansează și punctele din urmă îți folosesc pentru demonstrație. Dar e dinainte, practic. Da, punctele din față. Da, din față. În sensul ăsta am spus, da. Punctele din față, care sunt deja rezolvate, îți folosesc pentru rezolvarea punctului următoare. Uneori, dacă n-ai putut să faci punctul A, îl poți folosi. Tu ți-l poți folosi. Conform punctului A, la B poți să demonstrezi asta. Iată. În a arăta că VA e pe clar pe M, R, B, am folosit că VA e pe clar pe BC. Că noi am arătat mai înainte că AC e pe clar pe VB. Și prin simetrie, sigur că și VA e pe clar pe BC. Dacă VA e perpendicular pe BC, atunci VA e perpendicular pe BM, nu? Că BM este o parte din dreapta asta. Da, da, da. Noi am dus pe MR perpendicular pe VA și iată-o pe VA perpendicular pe RM, perpendicular și pe BM. Iată că VA e perpendicular pe planul RMB. Și este exact ceea ce mi-am dorit foarte mult, că dacă e perpendicular pe planul RMB, e perpendicular și pe RB. Și iată că RB, BR este perpendicular pe V, A, în planul RMB, BR am dus-o noi, ala. Și ăsta e unghiul dietru, unghiul MRB. Corect. Iar când s-a pus, deci acest lucru a fost foarte important. S-a pus problema tangentei. Asta, dacă ar fi triunghiul RMB dreptunghi, ar fi treabă deșteaptă. Și este, pentru că mai devreme am spus că BC e perpendicular pe cine? Pe planul, pe RM, nu? BC e perpendicular pe VAM. Pe tot planul VAM. RM e cuprins în VAM, deci și pe. E clar că am unghiul drept în mână. Da. Unghiul drept în mână, adică de mână, bă, e unghiul de 90 de grade. Și fiind de 90 de grade, tangenta e egal cateta opusă. Cateta alăturată. Adică bă, mână, supra cateta alăturată care îi cine? R, mână. Da. Este catetele care formează unghiul de 90 de grade. 90 de grade, corect. Cateta opusă. Bă, mână, am știut-o că e nouă. Și povestea a fost al RM. Cum aflăm pe RM? Când voi ați plecat în pauză, pentru că nu mai rezistați. De ce? Între unghiul VAM, între unghiul VAM, triunghiul ăsta este oarecare. Pentru că VA
Vura este vidrică, cum am scris. Vura A. 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 Și Vura A. 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 Îți oferă șansă, pentru că triunghiul fiind doar ecare, nu te mai poți gândi să fii și înălțimi mai mult de vreo la mijloc. Deci, la Hera. Șansă cu Hera? Da, da. Bravo! Păi de acum plăcea. Și grupat așa frumos ca să iesă pe... Așa cum îți place. Când facem, Miruna, când facem acolo radical din pe lângă P minus A, pe lângă P minus B, pe lângă T minus C. Două câte două grupate îți formează, îți oferă posibilitatea. Pe ăsta cine este aici? A la doua minus B la doua. Deci vine radical din P înseamnă A plus B plus C. Scrie. A. Vine B plus C minus A. Pe doi. B plus C minus A, că zice B pentru B minus A. Și vine B plus C minus A pe 2. Ori. Ori. Vine, acum minus B, va veni. Adică A plus C minus B pe 2. Și va mai veni A plus B minus C pe 2. Și l-am grupat două câte două. Și am reușit să formăm pătrate perfecte. A la doamnă de la doamnă. A la doamnă de la doamnă, formule. Îmi dăm seama după aceea cu sus. Da, uite aici, uite aici. Dă-o pic cu tătă. Pe aici, uite aici. Miru, uite aici cu tătă. Am văzut, mi se pare foarte frumos. Da, suntem foarte frumos. Și ne-a dat nouă radical din 2 pe 2. Fericite. Da, da, da. Să vedeți cum o să mă exam. Hai, eu aș veni. Da, eu sunt la o lecție de matematică încă acum, n-am plecat. Vă asigur la toți 90. Dar de acolo asigur. După 10. Da, cum? Bine, și că am învățat, știi cum să le fac ce știu, care? 5. Nu, deci dacă sunt la treia de treia 8. Practici, bani, ca să-mi vine. Așa. A dormit, nu știu. Deci, calcul în sine acolo, părea că e atât de greoi, încât nu-ți faci că vedeți de verbul, sentimentul de abandon. Exact, sentimentul de verbul ăla, gata. Nu trebuie să-i faci nimic. Însă, după calculele acestea, cu grijă făcută toată povestea, ne-am dat râmul ăsta, da. Văzut pe două căi, area pe două căi, uitați, area lui, după formula Henry, 27 radicali noi. Da. Atât, 26 radicali noi. Foarte mult. Dar am meritat. Am meritat. Pare că am meritat. Pentru că, știi ce? Mă încăpățneam să cred că nu, altfel, în altă variantă, nu găseam, nu vedeam alte idei. Și am spus, trebuie făcute totuși. Și cum am făcut școala muncitorii și am știut? Noi v-am făcut la geam fiecare... Noi stăteam cu creionul în mână, că e diferența a fost. Dar ne-am făcut la geam. Și ne-am făcut la geam. Și acum, studiați, cine... Da, exact! Asta e diferența între noi și ei de acum. Bun. Eu te cununcesc ei. Că noi eram învățați cu creionul și cu creionul. Și eu știu ce sentiment ori fi având ei acolo pe să strădă. Dar eu uitați pe ce fericit să fie. După care egalitatea area pe două căi, spate pe râmă și ne dă rămâne. 9 supra 9 radical 3 pe 2 și dă 2 radical 3 pe 3. Exact. Corect. Fără nicio greșeală. Da. În momentul ăsta am putut să vă spun că tenacitatea este una din calitățile pe care trebuie să le ai la matematică. Deci trebuie să te încăpățnezi, să crezi că reușești. Că în momentul în care abandonez, singur nu mai ai nicio șansă. Orice efort ar mai încerci să te demontezi, să te readuci în problemă, nu mai reușești. Că tu ai depus armele. Și dacă dați voi, dar când era punctul de ieșire, ar fi fost un 50 de timp.
și când vedeți că e foarte mult de calculat prin error, vă duceți, o lăsați un pic, vă duceți, verificați tot dinainte. Vă lăsați un act de spațiu, faceți da, restul ce aveți. Mai verificați, mai faceți, mai așa, ce reveniți la ea pe final. Cât mai prindeți, mai prindeți 2-3 puncte din 5 dacă nu o duc până la capăt, dar să nu piardă și de ce din cauza ei totul. Că îți poți să lăsa pe foaie. Eu nu am obiceiul ăsta. Zuce cum citorești de una din asta pentru 5 de sutim și îmi pierde tot în spate. Știi? Nu mai verific, că nu mai are timp. Strategia pe care trebuie să o aveți este următoarea. Fiecare va avea o anumită orientare pe subiect. Subiectul este același pentru toată lumea, dar este privit de către voi diferit. Corect. Și atunci ce faci? Funcție de cum simți tu subiectul, de acolo te duci. De la ușor spre greu. Deci, cele care se vedeți la prima mână, cât te încarcă pozitiv. Și am mai făcut aia, da. Da. Deci te încarcă pozitiv, adică de așa ai încep să câștigi încredere. Chiar cele mai elementare, da. Cele mulțimea, împărțirea, nu știu ce, îi faci acolo corect și corect, atenție, cu maximă angajare. La aspectul de da. Exact, pentru că acolo mai prinde cine de timp. Eu am prins acolo, iar acolo, te duci și te bați pentru a câștiga 50 de timp la acolo. Exact, te mungești acolo. Și te încolo 2-3 puncte. E ceva ușor. E iurea. Păi așa au spus la Sigmar. Da? Deci multe grijă. Și la ce n-am avut timp să mă verific. Cum ai când ai avut tipa? Abandonezi asta pentru 2-3 funcționare mici și te duci și verifici că e mai important și când verifici. 2-3 funcționare. 5 mama, nu 2-3 puncte din 10. 2-3 puncte din cele 50 de sutim care ți-l dă. 20-30 de sutim cum ar veni. 50 de puncte. 50 de sutim aici. Mai mult de 5 puncte nu. Și tu când vezi că muncești o oră ca să faci ideea aici, abandonezi pe moment, îl verifici totul în spate. Păi ți lași un pic de spațiu, te apuci de celelalte probleme, îți lași spațiu cam cât crezi tu că ai nevoie. Chiar dacă îți rămâne un loc gol, poți să-l barezi, profesorul, pe foaie nu se întâmplă nimic. Da. Și faci deci, ceea ce știi foarte bine. Din ce vă spunem, înseamnă așa. Să înțelegeți că trebuie să gândiți economic. Sigur că da. Deci timpul este cel mai mare dușman și de ce trebuie prețuit cel mai bine și contabilizat că se poate de atent. Ești contrat cronometru. E limite. De aceea, tot ce e mai simplu, te faci la început, cu multă grijă, și de aceea, unul sau două subiecte care ți par ție mai dificile, le lași și mai verifici o dată toată partea care ai făcut-o. Și după aceea te duci pe și acolo te duci la sfârșit. Că îți mai luat de o grijă. Știu sigur că am făcut tot ce am făcut până aici, e corect. Corect sau cât eu? Da. Da. 7. Nu contează, 7. Ești bun, 7. Dar știu sigur că m-am asigurat de punct ajuns. Exact. 7 înseamnă fără subiectul 3. Total fără subiectul 3, 7 înseamnă. Da. Și acum am luat subiectul 3 și nu trebuie. Și trag de acum avem că tot timpul pe care am la discuție, pentru el la fel. Dacă aveți două probleme cu ultimul subiect greu, las n-ai pe subiectul ăla, fac restul la probleme și apoi încerc la cine. Aceeași strategie o abordăm și o aplicăm și pentru subiectul 3. Acolo punctele mai importante, unde le faci mai repede și ce ori de la prima problemă și ce ori de la a doua problemă, dar și la sfârșit. Dacă ți se pare că la prima citire nu poți să faci repede. Nu trebuie să pierzi timpul. În clipa în care te-ai apucat de subiect și te prins în el și stai acolo și zici, băi, trebuie să-l fac și-l fac. Intră în crize de timp. Corect. Asta înseamnă că tu îți scazi capacitatea de lucru. Ești mai mult? Ești în ce intre stresul acela care îți spune, băi, tu treci, soluție, nu știu ce se fac. Și bădiți-le astea, ai... Ești mai mult. Foarte mult. E 50 de subiecte alea la care stai și îți bați capul. Cum la fel de bine, dacă subiectul va fi ușor, să luăm în calcul și asta, nu fiți încrezuți. Verificați odată, lucrați, dar aceea verificați cu maximă atenție. Nu când verificăm așa, asta am făcut, asta am făcut, a fost ușor. Adică deci, pășești peste greșeală cu așa aceeași ușurință. Exact. Pentru că știți foarte bine că cei mai buni matematicieni și cei mai buni limbici, la astea ușurele au greșit. Nu contratați cu aroganță. Luați treaba cu ce v-am spus
seriozitate. M-am făcut pas cu pas tot ce trebuia, dar sunt convins că e bine, bifez, e bine, asta e bine, asta am făcut bine, asta am făcut bine. Da? Deci nu fiți aroganți, a fost prea ușor. Butruga mică ăsta, pe care o mare... Stați două ore, ieșiți ultimii, că aici nu vă dă nimeni primul dacă ieșiți primul. Ultimii ieșiți, ultimii, nu, două. Și ultimii ieșiți. Nu vă dă nimeni premiu sau un punct în plus că ați ieșit cu 10 minute înainte. În alea 10 minute aveți timp să verificați. Atenție, e timpul tău. Exact. Ultimul să dai foaia. Stai doamnă, dacă să mă mai uit. Când îți trage foaia de sub pix, atunci... De pe aia terminat. Auzi, trebuie după luntă, am promis, dacă luați peste 9, fac foarte. Special. Deci o face tot, eu vă duc la povetărie și după mai să vă văd că ieșiți, am făcut. Da, da. Eu peste 8 iau. Nu peste 8, mă interesează, tot. Măi, mama, tot am făcut. Da, da, și când vine ăsta? Peste 9. Peste 9. Nu, peste 9. Eu zici am făcut. Da, da, da. E peste 8, chiar că dorm iau. E clar că. Da, nu, 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 uite aici, că chiar dacă dorm. Nu, dacă dorm. Așa spus. Deci, vedeți-mă, la mate, chiar, nu știu cum spune ele, dar la 79, deci 8. 8 o făcea mai mic din notă. Deci, sigur, deci, ea zice 8, ea sigur, e sigur, și 8. Da, mate, parcă mie 8 m-am gândit, domnul. Păi, eu asta spun, că... Ea spune că la 8 începe. Da, da, că la 8 în sus am sigur. La 8 în sus, în sensul că mai mult ca sigur e... 8 o să-l ia, da. Da. Dar asta e valabil pentru fiecare de voi, când da. Spuneți. Dar este interesant cum își fixează ea. Deci a fixat limita de jos. Da. Adică spun limita de jos, pot. Este superbă chestia. De acolo începe eu pentru teză. Și asta înseamnă că îți organizezi timpul foarte atent ca să ai minim 8 asigurat. Și ce trebuie, întrebarea care urmează este asta, și ce trebuie să fac pentru ca să iau minimul? Păi trebuie să fac exact ce am discutat mai devreme. Exact. Asta este lucrurile. Deci pentru 10 trebuie să muncesc un pic. Pentru 10 trebuie să... Am muncit, m-am dat. La examen, la teza acolo. Da, da. Pentru 10 trebuie să fiu foarte atent, că îl iau sigur, dar un pic de atenție și să respect strategia. Și nu știu de ce, eu cred că tot o să luați aici. Am așa un sentiment foarte că o să fii subiectele din ce mai care am abordat și mi-am făcut aia de care. Deci, deci am senzația că ei o să fie unul din subiectele pe care noi le-am făcut, o să zic asta am făcut-o cu prof online, asta am făcut-o cu prof online, oh, asta am făcut-o cu... Și o să vei, o să ai, și o să vei. Știți că dacă te concentrezi, ai văzut ce frumoasă, știi să le faci. Totul efortul ăsta care l-a făcut total, înseamnă, m-am înțeleptat în direcția asta. Ba, mai mult ai făcut niște subiectețuri frumoase, nu mai tripărate. Am trecut, am povestit comentariul care l-au primit, am primit prof online, spunând așa. Ce ne-ați făcut, domnule profesor? Vă urmărim din clasa a șasea, când la Miruna au apărut și cu Adi și așa, și mă urmărim continuu. Și ați urcat până în clasa a șaptea, la sfârșit, foarte bine. Cu subiecte frumoase, interesante. Și deodată anul ăsta ne-ați lăsat în drum. Că n-am mai lucrat subiecte pipărate cu șapte stele. Și atunci Cristi răspunde respectiv și spune, știți, efortul maxim s-a îndreptat anul ăsta spre chestiuni de tip de evaluare. Ăsta este obiectivul principal. Unde nu jucăm? Dacă vreți subiecte ce am urmărit, trebuie să ajung cu lucrarea la clasa a 5-a acolo. Da. Am dus acolo la... Până la fața județeană. Deci, limpede că strategiile sunt schimbate. Deci, hai să recapitulăm. Miruna, povestește tot cum ai de gând să faci. Exact. La exact. Din tot ce am discutat. Cum ți-ai propus? Pe aspectul de fiu foarte atentă. Îl faci pe tot? Nu știu. Deci, la subiectul 1, nu? Da. Să fii foarte atentă. Da. Perfect. La subiectul 2 iese. Sigur iese acolo. Da. Și la subiectul 3, punctele ce și adaug să iasă în final. Da, da, eu și ies. Să zicem 20 de max poate să fie, dacă nu-l fac, nu-l finanțez. Da. Sigur, o cheau. Da, minimum. Deci ea cred că nu 50, dar nu. Ea cred că e 50, dar eu i-am zis că vreau 10. Nu vreau să cumpere subiectea, dar tot, domnul, că tot am făcut noi, că ai tot doar 10. Deci, ea trebuie să te mulțumească. Nu, Miruna,
fixează și ștacheta. Exact, 2600. Ce să vezi? Ai limita între asta. 8 și 10 poți să iau oricine. Și 10 poți să iau oricine. Închis, interval. Exact, închis, 8 și 10. Exact. 8 și 10, la una sau o zică am pusat de română. Deci pot fi ăștia între 9 și 9,80, interval închis. Orice notă pot lua, n-au voie sub. Și ea s-a gândit că 9,80, știți că acolo e cu aspectul, cu scrisul. Da, da, aici da, la matematică e fix tot. Da. Aici se poate și aici. Ai? Da, 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 la română interpretare. Da. Vorbește tu, strategia ta. Deci, subiectul nu trebuie să fac perfect, impecabil, de 23 de puncte. Deci nu trebuie să le iau. Al doilea la fel. Al doilea poți să-l faci? Da. La ce? Mulțumesc. Nu ultimul. Nu, trebuie să spui. Poți? Crezi că al doilea, aș avea niște probleme. Unde? Și cam din ce ai studiat tu? Până acum, la funcții, expresii, la expresii, la funcții, la probleme pe care ar vrea să le abordăm. Formul de calcul pe scurt, ceva nu mi-e clar. Probleme impuse în ecuație, acolo, probleme. Ceva nu mi-e clar mie. Și cu astea vii și stăm de vorbă. Deci, subiectul 2, spui tu ție acum cu voce, am niște lucruri pe care am să le pun la punct pentru acolo. Unde? Expresia trebuie să o duci? Expresia, da, știu. Expresia o duci. Funcția trebuie să o duci? Da, o duci. Înseamnă că s-ar putea să-mi facă, domn profesor. Și șaptele e asigurat. Da, da. Acum, la subiectul 3. La subiectul 3, deci A, B, O, de la ambele neapărat trebuie să-i faci. Deci, unde neapărat. Mai la 9, gata, de punctul de zi și mama de 18 metru. Așa, 9, dacă e... Super! Și punctul ce domnul profesor e optimist, vedeți? Da, da. Da. Și eu 10. Bravo! Păi da, oricum o rezolvați cu cățica și amul. Atenție! Nu vor fi subiect de genul ăsta. No. Normal! Au grijă să nu plic și stacheta. Dacă la simulare și mi-ai permis să arunce câte un subiect de ăsta așa, să pun mai ce care, da. Dar la examen, la evaluare națională... Un pic de greutate va fi la pe subiectul ce, ca să te partajezi. Dar nu așa. Nu. Ca să te partajezi oreacă. Bun, hai. Fac subiectul 1 și verific. Bine, întâi fac toate subiectele. Ce au rămas, ce au despre exemplu 4. Da. Îmi vine să verific subiectul 1 mult. Da. Apoi subiectul 2 iar verificat. Este ok. Și apoi mi-am dat la problemele care ți-au rămas nerezolvate, da? Care ți-au părut dificile. Deci îți propui să mergi liniar, să consumi timpul cât mai atent. Deci mergi, e subiectul 1 și 9, mergi subiectul 2 și 9, te duci la probleme la subiectul 3 și acolo când începi să simți că îți consumă timp, stop, și lei totul la capăt. Corectă strategia. Deci, ea spune, ia să văd eu dacă am făcut bine, sunt sigur dacă am făcut bine pe tot ce am făcut până acum. Și aici, la verific, e de parcă le faci de la început. Atenție, nu că trebuie pac-pac-pac-pac-o exact. Ca să pășesc peste greșeală. Deci, când acum treci în revistă și vezi calitatea, ești atent de parcă le-ai lucrat încă o dată.